Insider Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Deposedat și de rangul ministerial și de ranga politică, liderul USR Cătălin Drulă înfruntă din vorbe balaurul cu trei capete, PNL, PSD, UDMR. Anul trecut, citind în zațul puterii, Cătălin Drulă i-a prezis viitorul lui Florin Câțu, zombi politic. Dar blestemul pare că a devenit bumerang. Anul acesta, sondajele de opinie creditează USR mai degrabă cu rolul de mumie electorală, condamnată la ani grei de opoziție. Care e viitorul USR, mai ales că în partid domnește din totdeauna dihonia? Așadar, specialistul în autostrăzi Cătălin Drulă poate construi și punți de legătură între orgoliile din partid, sau vechiul USR și vechiul Plus vor porni pe drumuri expres separate? Ne răspunde Cătălin Drulă. Începem. Domnule Drulă, bine ați venit la Insider Politic. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și ce prezentare lirică ați făcut așa. O să vedem acolo unde e mit și unde e realitate. Da, să rezolvăm și momente. Mitul și realitatea. În primul rând, mai există vreo șansă să nu candidați la șefia USR? N-am luat încă această decizie formal. E formal. O regulă la noi, în momentul în care e o șansă foarte bună să candidez. Când o să iau decizia, o să o anunț. În procente, cât pentru... ați estima această șansă? Nu vreau să merg acolo. O să deschidem competiția la noi în mod sigur. Nu. Care va fi competiție, domnule Drulă? Că nu există competiție. A, nu, asta vă garantez. M-ați făcut prezicător politic. Prezic că vom avea o competiție sănătoasă, pentru că acesta este partidul pe care îl cunosc cu USR. E un partid instituție deja, nu e un partid de om, de lider. Evident, liderul unei forțe politice contează în traiectoria acei forțe politice, dar USR există și dincolo de Dan Barna și de Dacian Cioloș și de Cătălin Drulă, și e o instituție care rămâne aici, numai un fenomen. A fost în 2016 un fenomen, acum este instituția liberalismului în politica din România. De ce vă întreb care competiție? Pentru că dumneavoastră păreți favorit să câștigați în fanfar șefia partidului. Ați fost vicepreședintele cu cel mai mare număr de voturi primit la congresul precedent. Pare că tabăra cealaltă, care se opune Tim Barna, nu are un candidat proeminent care să vă pună probleme. Deci, din punctul meu de vedere, sunteți deja președintele USR. Eu mă înțeleg bine cu toți colegii mei din partid, lucrăm împreună la Camera Deputaților, unde sunt și eu deputat, cu senatorii, cu europarlamentarii, cu primarii, nu suntem pe timp și pe, cum să spun, într-o schismă, suntem o echipă formată, sudată, încă în curs de sudare, pentru că am trecut printr-o fuziune și, repet, în ceea ce privește caracterul democratic al USR, unde ai dreptul să fii în dezacord cu celălalt, să-ți exprimi, critica e o formă și de progres, adică dacă într-un loc în care este liniște, niște mormântală și toată lumea execută, bate din călcâie și execută ordinul, nu mai e partid, e unitate militară. Și asta deja o vedem în cele două partide mari ale sistemului cu epoleți, care acum se reunesc în sfârșit în marele partid de sistem, care vrea ca România să rămână așa cum e, nu vrea ca România să se modernizeze. Da, dar când orice decizie este blocată cu o majoritate, cu celebra majoritate de 14 la 11, asta nu mai e democrație. Să știți că aproape toate deciziile noastre de când am preluat această președinție a USR sunt, cele mai multe sunt în unanimitate. Mai există unele decizii în care doi sau trei din colegi au altă opinie, se abțin, dezbatem, e o atmosferă foarte plăcută și în Biroul Național și în grupurile parlamentare. E normal lucrul ăsta. Nu, asta e un mit cu un fel de ciocan de ăsta. Nu e chiar un mit, pentru că dacă nu ar fi fost realitatea, Dacian Cioloș n-ar fi demisionat din fruntea partidului, nu-i așa? Eu nu știu de ce a demisionat. A explicat dumnealui la momentul respectiv dacă tocmai asta s-a înțeles... a spus, că de fiecare dată exista această majoritate de blocaj din care făceați parte și dumneavoastră, de 14 ani. E un moment care a trecut, deja suntem în altă etapă de evoluție politică. În ce relație ați rămas cu Dacian Cioloș? Suntem colegi în partid, lucrăm bine cu europarlamentarii noștri, dumnealui e specializat pe agricultură, sunt convins că o să aibă și în continuare un rol, așa cum și-l va dori, în evoluția politicii din România și își va găsi un loc acolo. Un loc acolo înseamnă să rupă Plus din USR, așa cum s-a scris săptămâna aceasta. Colegii de la G4 Media au dat această informație, cum că Dacian Cioloș pregătește ruperea USR.
Păi, astea sunt niște zvonuri. Chiar am văzut că a fost întrebat domnul Cioloș și le-a infirmat. Deci, mai departe, dacă chiar dumneavoastră le-a infirmat... Deci nu vă așteptați să se rupă USR? Nu, nu mă aștept, pentru că USR în momentul de față este opțiunea și alternativa liberală a României. S-a simplificat foarte mult scena politică din România. Avem partidele vechi sistem, eu îi spun coaliția militaro-socialistă, pentru că sistemul cu epoleți are puterea în acest guvern. Dar de ce spuneți guvern? Sistemul cu epoleți? Că până la urmă și dumneavoastră ați fost parte din această coaliție cu PNL. Era PNL cu epoleți și când guverna cu USR? Pentru că noi suntem civili într-o democrație liberală, sistemele militare au locul lor, sistemele de tip militar, că e vorba de poliție, instituție de forță, că e vorba de armată, că e vorba de servicii secrete, și civilii guvernează în numele unui mandat pe care îl iau de la oameni. Și asta e sistemul în care credem. Și așa ne-am comportat și la guvernare, fără ordine de la pădurea de pe stânga sau de la pădurea de pe dreapta. Adică de la SRI sau de la SIE? De spuneți. La politicianul Eduard Helwig, un politician înainte să devină director al SRI, un politician al PNL, în strânsă legătură, creatorul proiectului Iohannis încă din prima iterație de la Grifco, și un om care a influențat politica din România, așa cum noastră jurnaliștii de politic știți foarte bine, în ultimii ani. Pe ce vă bazați? Că trebuie să aveți probe. Când spuneți că Eduard Helwig, directorul SRI, s-a implicat în viața politică din România, asta spuneți. Mă bazez pe experiența mea de politician, mă bazez pe direcția în care au luat lucrurile în România, cu un proiect dorit de președintele Iohannis, care ne-a mințit că are un proiect opus la PSD și, de fapt, are un proiect de liniște peste România, în care de fapt să se poată fura în liniște. Să rămânem în sistemul ăsta în care statul este o vacă de mulți, este un loc de angajat oameni de la partid, partidele PNL și PSD sunt niște uriașe agenții de plasare a forței de muncă la stat. Câți oameni au angajat partidele de când sunt la guvernare? Au mulți. Uite, vă dau două exemple. La Metrorex, o companie în care am avut o relație celebră, la sfârșitul anului trecut, an în care am fost ministrul transporturilor, erau cu 800 de angajați mai puțin în plată decât la începutul acelui an și compania continua să funcționeze foarte bine. Adică i-ați dat afară sau ce ați făcut? I-ați detașat? Nu s-au mai făcut angajări. Au fost oameni care au plecat sau au ieșit la pensie și nu, pentru că schema de personal la multe din aceste companii este supraaglomerată. Nu știu, Metrorex are 80 de zugravi angajați. Compania Aeroportul București. Când mergeți la aeroportul Otopen, trebuie să știți că acolo sunt 80 de oameni angajați la protocol. Deci, la protocol? Da. Care duc cafele când vin politicienii la salonul oficial, bănuiesc. Altfel, cam asta. Ce protocol? Cam asta fac. Ok, și poate când sunt anumite delegații oficiale, dar nu e nevoie de 80 evident, de oameni în tot cazul. În general, aparatul de stat, și prin asta înțeleg și companiile, pentru că de multe ori se maschează în companiile de stat, dar atunci când compania aeroportului Otopeni are cheltuieli mai mari decât ar fi normal să aibă, decât ar avea o companie eficientă, are un profit mai mic, statul care acționar 80% primește, mai obține dividende, mai obține venituri la bugetul de stat, care trebuie acoperite din altă parte. Deci și companiile de stat și toate aceste instituții fac parte din același sistem și partidele acestea, PNL, PSD, Coaliția Militaro-Socialistă, cum i-am spus, reflexul lor de politică publică este să umfle acest aparat în continuu. La Ministerul Transporturilor eu am tăiat, cred că 80 de posturi din vreo 500, acum Grindeanu a pus la loc nu 80 câte am tăiat, ci 100. Și a spus că are nevoie de foarte mulți oameni. Și asta se întâmplă peste poate tot. Mulți dintre ei sunt plătiți din bani europeni cu acest celebru PNRR. Există și această explicație? Nu, sunt plătiți de la bugetul de stat, umflă cheltuielile statului, care, apropo, duce și la stimularea unei spirale inflaționiste. Suntem într-o zonă de inflație foarte mare în momentul de față. Statul ar trebui să meargă pe deficit zero sau excedent. Asta e politica fiscală ideală. Nu se poate realiza asta peste noapte în România, dar în orice caz ar trebui un deficit într-o zonă decentă. Iar acel deficit, după calculele experților noștri de 5% pe care ai construit bugetul pe anul acesta, va fi depășit, vom merge la 7% la finalul anului. Rezultatul va fi că inflația se va menține mult mai mult decât e necesar la un nivel ridicat. Adică la peste 10%? Sper că nu, dar acum Banca Națională a crescut rata de dobândă, politica monetară, tocmai pentru a răci puțin economia, a reduce creșterea și a reduce cererea, îmi cer scuze, și a calma prețurile, că ăsta e mandatul fundamental al BNR, dar politica fiscală de care vorbeam, cea pe care o face guvernul, trebuie să meargă mână în mână. Dacă un cal de la căruță trage într-o parte și celălalt în cealaltă direcție, efectul e nul și se poate produce un fenomen foarte periculos economic pe care au trecut anumite economii,
stagflația. Stagflația este inflație, deci creștere de prețuri continuă și lipsă de creștere economică. Asta este cel mai dăunător lucru posibil, adică e un motor de sărăcie extraordinar. Dumneavoastră, ce relație directă ați avut cu directorul SRI, Eduard Helwig? Eu am avut o relație instituțională în cele... Ce înseamnă această relație instituțională? Pentru că asta spun toți politicienii. Dom'le, avem o relație instituțională. Sunteți oameni până la urmă. Interacționați, oameni. Vorbiți, schimbați SMS-uri. E simplu. Eu vă explic care sunt... Da. Până la momentul respectiv nu știam care... Sau, mă rog, doar din auzite. Un ministru este beneficiar al informărilor legale. Și aici chiar vreau să spun că informările pe care le-am primit au fost în mare măsură de calitate. Am avut discuții cu oameni de acolo, cu profesioniștii din Serviciul Român de Informații și m-au întrebat dacă sunt anumite domenii care sunt de interes. Am cerut pe anumite domenii, evident nu le pot menționa, dar dintre cele pe care le gestionează Ministerul Transporturilor, și am primit niște analize, informații care mi s-au părut foarte utile. Existau și unele care erau mai puțin. Sper că nu dezvălui ceva extraordinar, dar există și un sistem de rating al acestor informări pentru beneficiar. Ce înseamnă acest sistem de rating? Ca la Uber. Adică dai înapoi o evaluare? Da, și este foarte modern și foarte ok ca au lucrul ăsta. Și cât ați dat? 5 puncte? Asta nu pot să spun. Asta vreau să spun, adică din lucrul ăsta ce aș vrea să fie foarte clar este că cu profesioniștii din Serviciul Român de Informații, eu am avut treabă, cred că doar cu SRI, cu CN, nu, ei se ocupă în zona de... Informații externe, da. De informații spionaj. Externe. Să spun așa că singurul moment de relevanță externă din datul meu de politică externă a României a fost interzicerea zborurilor companiilor din Belarus ca urmare a acelei aterizări forțate și arestării unui dizident, dacă vă aduceți aminte. Da. Și am fost și noi pe fază să introducem flight ban-ul ăsta, interzicerea zborurilor peste România. Cu SRI-ul revenind, cu profesioniștii am lucrat foarte bine. Problema este cu cei care fac politică, pentru că avem un politician care e director, da? Eduard Helwig este un panelist, luat și pus de Iohannis director acolo și cei doi sunt într-o relație foarte strânsă. I-a fost, nu știu dacă șef de campanie, dar foarte apropiat, da, în șef campanie, de campanie. Chiar șef de campanie. A fost parte din proiectul Iohannis numărul 1 atunci în 2009, când era soluția Iohannis pe care primul USL o purta la televizor și continuă să exercite o influență asupra politicii din România, în special din PNL și PSD, care mi se pare nefastă. Mulți oameni își iau lumină de acolo. Dar ce înseamnă își iau lumină? Își iau direcții, există o anumită purtare de influență. Măi, ai grijă, nu te băga acolo că e, știi, sunt niște chiar atât interese. De influent, chiar atât de mare este intervenția serviciilor secrete în viața politică din România? Eu asta nu pot să o dimensionez corect. Ce pot să spun este că se face un trafic de influență în numele lor. Știți cum e? Că în România vorbele astea toate pot să apară și de la sine. Nu apar numai de la sine, dar de multe ori se face trafic de influență în numele unor oameni care habar n-au că se face în numele lor. Adică dumneavoastră se spune, nu lua decizia asta, nu lua hotărârea asta că e de acolo ceva din zona aia cu conspirativă așa. Și atunci existând o mediocritate foarte mare în clasa politică, o vulnerabilitate și oameni care sunt șantajabili, iată, avem un premier care are un plagiat clar, cu zeci de pagini, în fine. Așa încă nu e dovedit juridic sau academic. Și aici e cea mai gravă parte. Eu știu că a plagiat e grav e un furt academic, dacă ar fi plagiat. Cel mai grav este că a blocat această anchetă de plagiat. Ori asta e un act antidemocratic și, mă rog, și jurnalista care a dezvăluit plagiatul, Emilia Șercan, a avut o operațiune de tip compromat, în care informații din viața ei personală, pe care la un moment dat le avea doar polițistul, au apărut imediat pe site-uri publice. Deci polițistul a fost parte din și nu s-a explicat niciun fel de către domnul Bode sau de către domnul Ciucă. Revenind la influența serviciilor, ca să finalizez răspunsul la întrebare, mult cred că previne și din vulnerabilitățile și scheleții din dulap pe care le au politicienii și într-o anumită mediocritate. Vor de undeva să ia lumină, se simt bine dacă sunt băgați în seamă din pădure, din... Există acest mit al pădurii. Da. Pentru că SRI și SIE sunt undeva sediu pe pădurea Băneasa, zona de nord. Și toți, e un slang așa al politicienilor, domnule, ce informații vin din pădure? Le-am auzit și eu pe la Parlament. Da, 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 și chiar într-o discuție poate să fie de politică publică, de nu știu ce, nu, mai bine cu hotărârea aia să de guvern stai că e din pădure, ceva. Eu cred că mult e pur și simplu folclor și proiecție de putere, dar senzația mea că și, cum să spun, experiența e politică este că da, domnul Helwig face politică în România. Ați primit vreodată vreo sugestie politică de la domnul Helwig?
Nu pot să vorbesc despre discuții private. Dar discuții private ați avut cu domnul Helvig legate de politică? Nici despre asta n-aș vrea să vorbesc. Dar discuții cu domnul Helvig ați avut cât ați fost ministru? Nici la această întrebare nu o să vă răspund acum, pentru că nu ar fi din partea mea. Altfel, dumneavoastră faceți acuzații grave, dar lipsesc argumentele. Despre discuții private le lăsăm în zona asta. Cu domnul Vlase ce relație ați avut? Atunci cu am schimbat niște mesaje cu ocazia Belarusului și îl cunosc din Parlament, aveam o relație atunci, înainte de a fi numit, destul de în regulă, adică dumnealui era, conducea ședințele Camerei Deputaților, nu se cobora Dragnea să... Nu venea la ședințe, pur și simplu. Da, și atunci era un vicepreședinte și le conducea domnul Vlase și noi, ca grup recent înființat USR, să spun că s-a purtat destul de fer cu noi. A existat o relație în regulă. De atunci nu am mai Dar cu președintele Klaus Iohannis ați discutat despre intervenția serviciilor în politică, în viața politică? Iarăși mă duceți într-o zonă de discuții private pe care n-aș vrea... Ar trebui să le știm și noi totuși. Trăim în această țară, votăm și dacă Absolut. Dumneavoastră spuneți că serviciile distorsionează votul oamenilor, e grav, cred eu. Nu, eu ce cred este că președintele Iohannis, asta este convingerea mea bazat pe interacțiunile pe care le-am avut și interacțiunile politice, să le spun așa, care au mai multe componente, este că dumnealui nu crede și n-a crezut niciodată în ce ne-a spus nouă României. Eu în 2014 am fost un voluntar, eram cetățean neimplicat în politică, fără vreo legătură cu vreun fel de partid și m-am dus să supraveghez ca cetățean de la organizație civică voturile dintr-o secție din Giurgiu, pentru că se zvonea că se bagă voturi cu sacul pentru pont. Am înghețat acolo, alegerile erau pe o vreme destul de... În noiembrie. Da. Turul 2 a fost pe 16 noiembrie. M-am dus să mă bucur și în piața universității. A fost la un moment dat a apărut și președintele. Deci l-ați votat pe Klaus Iohannis în 2014. Da, l-am votat pe Klaus Iohannis în 2014. Era și o chestiune de alternativă, așa cum au toți cetățenii, una sau alta, dar eu consider că el a păcălit România și în 2014 și în 2019, pentru că fundamental ne-a propus un proiect de modernizare pe valori liberale europene, anti-PSD. Ori exact lucrurile astea, nu cred, eu din ce tot ce... ce am ca experiență politică, nu crede în ele, acceptă acest status quo unde statul este căpușat, îi se pare că asta e natura lucrurilor în România. Dom'le, se și fură, ăștia își bagă firmele, își bagă... Asta e viața, asta e politica. Mai asta bine... este deducția dumneavoastră, da, sau chiar asta v-a transmis? Asta este deducția mea. Puteți să o luați ca atare, până la urmă e dreptul meu. Mă interesează mai mult informații din interiorul. Informații din interior le obțineți dumneavoastră pe specific. Asta e o chestiune de opinie. Recunosc că opinia mea are credibilitatea pe care o are un om, dar experiența noastră politică și bine, până la urmă dovezile sunt gesturile sale, aducerea PSD-ului la putere, un anumit tip de intimidare sau, mă rog, cumințirea justiției pe care a patronat-o și care este de notorietate, nu își dorește o justiție care să deranjeze politicienii. Nu își dorește. Nu. Dar nu are o miză până la urmă. Care să deranjeze politicienii care au comis fapte de natură care au încălcat legea. Pentru că el nu are un schelet penal. Există și partea cealaltă, trebuie să fie o justiție care să deranjeze politicieni care sunt onești. Am avut și chestia asta pe vremea Rodicăi Stănoiu. Și asta și e un risc pentru România. A fost o greșeală că USR a ieșit de la guvernare? Acum când vă uitați în urmă, n-ar fi fost mai bine să-l sacrificați pe Stelian Ion și să rămâneți alături de PNL într-o coaliție la putere? Mie ușor zâmbesc la întrebarea asta, pentru că noi de facto, nu de iure, dar de facto am fost dați afară de la guvernare. Am fost eliminați din această guvernare. Era... Nu, dar dacă acceptați atunci schimbarea lui Stelian Ion și propuneați un alt ministru al justiției, poate că astăzi erați la guvernare. Și vă spun asta pentru că alți colegi de dumneavoastră de partid, chiar la această emisiune, au spus că poate că ar fi fost mai bine să vă gândiți mai mult atunci dacă să ieșiți sau nu de la guvernare. Nu, în niciun caz, pentru că sunt două lucruri. Unu, un partid care nu mai este într-o construcție bazată pe reguli, pe respect
pe o împărțire a puterii și o negociere, nu mai e partid. Adică ne putem face o anexă la PNL, pentru că urmau și alți miniștri care să fie excluși. Florin Cîțu promisese larg în partid. Înțeleg că trebuia să ia și transporturile, așa, se tot lăuda prin turneele electorale. Adică erați vizat, erați unul dintre miniștri. Nu știu, acum a fost factum. Atunci nu, eu îmi vedeam de treabă, nici n-am avut timp să mă gândesc la lucrurile astea, dar este de negândit. Gândiți-vă acum, vă puteți impui că ministrul Ciucă iese mâine și ne trezim la 11 dimineață cu un ministru UDMR sau PSD a fost demis. Nimeni nu își închipuie așa ceva. De ce? Pentru că își respectă acei parteneri. Dincolo de asta, de gesturi, asta e gesticulație. Florin Cîțu a fost o unealtă în lucrul ăsta. Iohannis a spus să-l dea afară pe și pe Stelian Ion și pe, și Vlad, pe Vlad Voiculescu. Da. Deci în ambele cazuri a fost Klaus Iohannis în spate. În ambele cazuri a fost Klaus Iohannis și în ambele cazuri este o înțelegere mai veche între PNL și PSD pentru această mare uniune pe care o pregătesc și acum pentru 2024. Înțelegerea datează, dacă vrem cumva istoric și vorbind de momente, dar eu nu m-aș duce atât de mult în arheologie, dar Grifco și 2009 e o parte, un moment. Când PSD și PNL l-au adus pe Klaus Iohannis de la Sibiu, exact, să-l numească premier, da, s-au opus Băsescu. Da. Și atunci un proiect tot marca Helvig în acea perioadă. Helvig era Helvig, mai puțin politician, important era, atunci. Asta spun, că, ca să nu confundăm, da, calitățile. Și apoi, mai recent, am văzut acest proiect în căderea guvernului Dăncilă, când domnul Ciolacu și o anumită aripă din PSD a jucat la offside, iar la câteva luni după instaurarea guvernului Orban, era marele plan de a avea alegeri simultane în 2020, pe locale anticipate și parlamentare. Și locale și parlamentare, prin care vreau să consolidez o formă de putere și să excludă USR din... A venit pandemia, Lebăda Neagră a stricat și acest plan. Peste cap. Eu am scris în exclusivitate despre acest plan. Nu știam că scrisese despre asta. Când eram la Adevărul, scriam. Este la... mult, mă bucur că ați scris. De fapt, acel plan a fost declanșat de căderea teatrală a guvernului Orban în ianuarie, exact, 2020, înainte de venirea pandemiei. Haideți să spun un moment din Parlament de săptămâna aceasta. Domnul Orban, era o discuție despre votul în două tururi la un proiect de lege și... Pentru primari. Da, și domnul Orban a venit să spună cum PNL e unitate militară, PNL, lucruri de altfel care sunt de acord, și că UME el... PNL. UME PNL, așa îi spune, cu care sunt de acord, adică râdem, dar de fapt e și o componentă tristă acolo, dar lăsăm discuția asta la o parte. Și a venit să spună, domne, când eram eu, m-am aruncat de la guvern în cap pentru votul în două tururi. Și acum PNL nu mai ceram. Și a venit Florin Roman la microfon, deci lucrurile astea sunt chiar pe microfon, și a spus, hai domne să fim serioși, că știe toată lumea că ai făcut asta ca să-ți pice guvernul. Eu sunt, exact, din PNL și am fost la discuții și știu despre asta. Deci a fost o moțiune de cenzură cu scopul nu de a cădea guvernul, nu de a trece la alegerea primarilor în două tururi, ci de a pica guvernul astfel încât să fie simplificată, da, procedura declanșării alegerilor anticipate. Deci revenim și ca să dăm camera despre diverse momente, că până la urmă e, după mine, important să ne uităm un pic și la, cum spune în engleză, the big picture, poza mare. Iohannis a avut un proiect, a avut tot acest sistem mare de putere, l-a adus acum, dar care-i proiectul, dacă ne uităm fundamental? Că omul are și el dreptul să propună un proiect României. Este un proiect antimodernizare, este un proiect de păstrare a status quo-ului. E bun statul român așa cum e. Măricel mai face că reușește cât să facă câte ceva pe aici pe acolo. Și tolerând un nivel de corupție. Asta e important, pentru că dacă intrăm în corupția, ne întoarce societatea cu fundul sus, se supără politicienii, apar scandaluri, omul vrea o liniște. Ăsta e un model de societate. Eu cred că modelul ăsta pe care îl propune dumnealui și USR e singura alternativă la acest model ca partid liberal, singura opțiune acum democratică din România, există o alternativă care ne face să ne atingem potențialul. Alternativa liberală, alternativa care crede că trebuie să luptăm și cu corupția, că trebuie să avem oameni competenți. Dar nu credeți că s-au săturat românii să audă această placă anticorupție? De 20 de ani o auzim. Fiecare partid din 4 în 4 ani asta spune. Eu cred că prin corupție. Ce am făcut la Ministerul Transportului am arătat niște lucruri concrete. Dacă vorbim de lucrurile de acele chioșcuri ilegale de la Metrorex, ok, domnule, spune, nu mai pot să cumpăr o merdenea, sunt din cauza lui Drulă. Dar dacă era o evacuare de urgență acolo și oamenii se călcau în picioare prin culoarul îngustat, nu e vorba de răspunderea penală, e vorba de răspunderea morală. Și asta ar trebui să gândească fiecare politician, pentru că ăsta e efectul practic al corupției. Apropo de domnul Rădoi de la Metrorex, ce mai știți? Am aflat că s-a pensionat. S-a pensionat. Și este... este sub urmărire penală în acel dosar de șantaj
în care eu am calitate de parte vătămată. Cam asta, atât. Și că, mă rog, puterea acelui sindicat care a îngenunchiat nu știu câți miniștri, nu mă refer la componenta legitimă a sindicatului de reprezentare a drepturilor muncitorilor, acel grup, presiune politică, acel grup, presiune care, socială, de fapt. Da, dar aici era un grup care făcea presiune pentru propriile interese, adică copiii, rudele lor și așa mai departe aveau acele spații care se închiriau pe față cu câteva sute de euro și în spate, dacă era, de exemplu, acolo un spațiu mai mare, se dădea cu câteva mii de euro. Cam care era dimensiunea șpăgii? Păi, unul dintre spații, cred, undeva, unde era chiar un mic supermarket, pe față 300 de euro contractul la alb și în următorul 3000. Deci doar pe un spațiu și aveau sute de spații, erau 2700 de euro pe lună. Mulțiți, 2700 de euro, dacă mulțim câteva sute, ne ducem la multe milioane de euro pe an, din care se hrănea o grămadă de... și de aia e nevoie ca Metrorex să aibă 5000 de oameni, deși ar putea funcționa cu 3000, că 2000 sunt cei care trebuie să se asigure masă de vot în sindicat, să-i mulțumești pe ei. De asta era nemulțumirea, doi, v-am făcut oameni pe toți, v-am adus, v-am angajat aici fata, mătușa, am creat posturi pentru voi, am făcut scandal la miniștri. Și toată chestia. Lucrurile astea ne țin în loc ca societate. Eu cred că trebuie să propunem un model alternativ, pro-european, care să creadă pe bune în valorile vestice, și noi cred că prin ce am făcut la guvernare am demonstrat că suntem acolo, iar în momentul de față avem aceste două alternative. Polul militaro-socialist, cu această componentă de liniște, și polul liberal, unde este USR. Mai avem și acolo un apendice al scenei politice extremist. Și cred că se clarifică aceste opțiuni și între ele se va duce lupta în 2024. De aceea, apropo de introducerea în emisiune, eu cred că suntem într-o poziție foarte bună să construim. Și că aici, în USR, asta vreau să le spun celor care se uită la noi, că și cetățenii se pot implica în politică, este casa bună a tuturor celor care vor să contribuie la acest proiect de dreapta modernizator liberal. USR.ro slash înscriere, îmi dați voie ca șef să fac această reclamă. Suntem un partid deschis, un partid în care poți contribui cu puțin sau cu o carieră, în care ne dorim să vină oameni alături de noi. Eu îmi doresc la un moment dat să fiu înlocuit și să mi se ia locul. De asta le spuneam celor de la USR Tineret, le-am urat. Luați-ne locul. Ca generațional mă refer. Este cel mai deschis partid în dialogul cu societatea civilă, cu mediul de afaceri, către societate. Cred că sunt premize foarte bune pentru care să construim în continuare. Totuși, sondajele de opinie nu sunt atât de optimiste, ba mai mult, știți că eu mai bântui pe grupurile interne din USR și văd acolo destul de multe dezamăgire și multe demisii. Și o să vă rog să-mi explicați care sunt cauzele scăderii în sondaje ale USR după o pauză de publicitate. Revenim! Ne-am întors, așadar, domnule Drulă, vă întrebam cum vă explicați totuși căderea USR în sondajele de opinie? Acum să știți că din cercetările pe care le avem și noi și informațiile culese, e și o latură de mit în această cădere. Zona generală de intenție de vot în care ne aflăm este cea care ne-a adus în Parlament. Și vă reamintesc că de la ultimele alegeri, mă refer. Adică sunteți la 15%, asta spuneți. În zona asta generală, da, de reprezentare a votului și foarte aproape de PNL, depinde de tipul... Unde dar asta nu vă ajută foarte mult. Cu 15% sigur, nu puteți să ajungeți la guvernare în 2024. În primul rând că îi respect foarte mult pe aceste milioane de oameni, că sunt undeva între 1 milion și 2 milioane de oameni care își regăsesc opțiunea între noi și vrem să-i convingem pe mai mulți să ne voteze. Sunt alegeri în 2024, nu sunt astăzi. Și cred că pe măsură ce se cristalizează aceste două opțiuni, blocul de putere care nu mai are decât o singură culoare, sistemul, să-i spun așa, de care vorbeam, coaliția militaro-socialistă și pe de altă parte alternativa liberală, trebuie spus că și pe de altă parte AUR, pare că sunteți într-o menghină aici, între această super coaliție tradițională PSD-PNL-UDMR și AUR, care e cotat mai bine în sondaje decât dumneavoastră. Eu acolo cred că e vorba de o cădere liberă și de o derută la... La AUR. Da. După război, spuneți. S-a terminat pandemia. Bun, și pozițiile liderilor AUR cu privire la Rusia. Telefonul în față la ambasada Rusiei, dar revenind la alternative, una liberală, una iliberală, e un termen care în România e mai puțin cunoscut. Este termenul inventat de Victor Orban. De Victor Orban. Democrație iliberală. Ca să fie foarte clar că avem lângă noi astfel de democrație. Și ce înseamnă? Înseamnă
regres democratic și vedem asta în încercările de intimidare ale presei, în anumite reflexe nedemocratice ale statului care sunt din ce în ce mai mari, după părerea mea, și pe de altă parte în guvernare proastă. Dacă măsurile economice, măsurile luate și miniștrii sunt slabi, energie, nu avem legea offshore, inflație și așa mai departe, noi suferim în buzunar. Deci e un aspect concret al unei guvernări bazate așa pe caporali și plutonieri. Pentru că sunt la sătrăiți, așteaptă din altă parte soluțiile, înțelegerea fenomenului economic, a ceea ce e nevoie și România are nevoie de liberalism, după mine, de opțiune de dreapta, este redusă acolo. Noi reprezentăm acea alternativă profesionistă care poate produce rezultate la guvernare, suntem la guvernare în plan local, vrem să o facem și la nivel național în 2024. Proiectul dumneavoastră politic este candidat și la alegerile prezidențiale din 2024 și să nu spuneți că mai e mult până în 2024. Mai e mult până în 2024. Nu mai e mult. Absolut. Construim lucrurile treptat și dacă noi o să luăm decizia asta prin vot în partid. Când? Acum la congresul din toamnă va fi stabilit și candidatul la alegerile prezidențiale? Cred că în 2023, în a doua parte a anului, vom stabili candidatul la prezidențială. Și veți avea un fel de primaries, alegeri interne? Da, exact. Așa facem de fiecare dată. E foarte democratic cum stabilește în USR. Sistemul american, de fapt. Da, este un sistem de vot democratic pentru în general. Deci nu există pixul care face listele. Și veți intra în această luptă pentru o candidatură la alegerile prezidențiale? Vă repet, n-am luat încă nicio decizie în sensul ăsta. Păi, de ce faceți politic atunci? Nu asta își dorește un lider de partid? Să ajungă președintele României sau premier? Eu îmi doresc ca opțiunea alternativa asta liberală, polul liberal pe care îl construim, să aibă cel mai bun candidat. Și asta mai e timp să ne dăm seama și să fie convinși colegii mei cine va fi acest cel mai bun candidat. Vă așteptați la o confruntare cu Dacian Cioloș pentru acest post prezidențiabil? La o confruntare a mea? Nu, da. Așa cum vă spuneam, eu nu anticipez încă unde voi plasa opțiunile politice în continuare. Iar despre domnul Dacian Cioloș nu știu care are această intenție. Deci mi-e greu să comentez asta, e o întrebare pe care trebuie să-i adresați dumneavoastră. Nu, pentru că acum ultimul scenariu, după această informație apărută în presă, prin care Dacian Cioloș și-ar face un nou partid sau ar rupe plusul din USR și-ar construi un nou pol de dreapta, tocmai caută Dacian Cioloș o platformă care să-i susțină candidatura la alegerile prezidențiale din 2024. Bănuiesc că nu sunteți surprins acum. Nu știu nimic despre asta, dar întrebați-l dacă vine la emisiune sau în alt context. Dar Laura Codruța Chioveși ar putea fi un candidat USR la alegerile prezidențiale? Știu că face o treabă foarte bună la parchetul european. Suntem mândri ca țară de dumneavoastră, de munca pe care o face acolo. Știu dacă are vreo intenție de implicare politică. Deci ar fi neelegant din partea mea să presupun o astfel de intenții de schimbare de carieră. Nu că până la urmă din zona de a fi magistrat să merge în zona politică e o schimbare de carieră. Dar partidul e deschis pentru o candidatură externă la prezidențiale? Partidul, cred că în principiu are resurse interne, dar dacă împreună colegii mei am cădea de acord că o variantă externă partidului ar fi mai bună, toate variantele sunt pe masă. Domnule Drulă, ați anunțat că îl susțineți pe judecătorul Cristi Danileț pentru un post la CCR, imediat după ce domnul Danileț s-a autopropus pe Facebook. Nu e ușor penibil? La ce parte vă referiți? La susținerea noastră? Nu, la susținerea dumneavoastră după ce domnul Danileț a spus sunt liber de contract, dacă cineva mă susține, aș fi dispus să mă duc la CCR. Și imediat ați venit dumneavoastră și ați spus te susținem. De exemplu, funcționează acest lucru și pentru șefia TVR, pentru că la un moment dat, dacă va fi un post vacant, poate scriu și eu pe Facebook. Hei băieți, sunt și eu disponibil să mă duc la șefia. Nu, dimpotrivă, aș vrea să se desfințeze și să se reînființeze TVR. Însă am dat doar un exemplu, așa. Okay. Nu, aici e un pic o confuzie. Noi am discutat în Biroul Național încă de luni, când am avut Biroul Național, despre o posibilă propunere pe care să o facem domnului Danileț în sensul ăsta. Deci nu a fost ca urmare a faptului că a scris pe Facebook. Da, a apărut că domnul Danileț a scris pe Facebook și imediat USR s-a luminat și a zis, da, ce bună variantă, haideți domnul Danileț, mergeți la CCR. Nu a fost asta, am avut o discuție prealabilă. Bun, dar oricum nu are șanse să ajungă la CCR.
Noi avem datoria să propunem pentru orice post din statul român alternative credibile și cred că domnul Danilescu, prin activitatea pe care au avut-o, o să vedem cu ce variante vin cei de la PNL-PSD. Dacă, în mod normal, ca niște politicieni responsabili care vor să avem oameni cât mai competenți, integri la CCR, ar putea să-l susțină pe domnul Danileț. Mai e o problemă. Domnul Danileț a fost exclus din magistratură la propunerea CSM, care este așa organul suprem al justiției. Dumneavoastră aveți un mesaj politic foarte bine ancorat în justiție. Deci contraziceți cumva CSM-ul? Păi, avem un mesaj ancorat în justiția corectă și făcută pe bune. Că mai aveam o discuție mai devreme despre justiția care merge după politicieni. Și am nuanțat și am spus după politicieni care au încălcat legea. Pentru că justiția, dacă statul alunecă spre iliberalism, poate fi și o armă în mâna politicienilor. Bun, deci îl susțineți până la capăt pe domnul Danileț? Va fi propunerea noastră. Repet, să nu se aștepte oamenii la minuni, pentru că din partea PSD și PNL sunt vehiculate tot felul de lume, de nume. De exemplu, domnul Bogdan Licu. Știți despre cine vorbesc? Da. Adjunctul procurorului șef și al României. Cred că e bine ca oamenii să vadă că noi l-am propus pe Danileț și de cealaltă parte este Bogdan Licu. E clar cam unde merg în zona de sistem de justiție, curte constituțională care să nu deranjeze mediul politic. Adică spuneți că și domnul Licu este omul sistemului de care ați vorbit la începutul emisiunii. Mă bazez pe anumite performanțe anterioare ale dumneavoastră. Acum când a fost prezentat pachetul social al guvernului în Parlament și dumneavoastră ați venit cu o propunere de a crește cu 25% salariile profesorilor. E cumva un concurs de pomeni electorale între PSD, PNL și USR? A, nu, e vorba de o propunere a colegilor mei din grupul USR pentru educație, sunt colegii care sunt specializați pe educație și e vorba de o propunere la nivelul salariilor debutanților în învățământ. E foarte greu să atragi profesori să se angajeze și să vină profesori pentru că sunt salariile foarte mici și e o dezbatere pe care o deschidem prin acest proiect de lege. Evident, noi nu suntem la guvernare, dar e o dezbatere pe care colegii mei au deschis-o despre creșterea nivelului minim, conține și inflații foarte mari, pentru că e o reală criză de oameni care să se îndrepte către sistemul de învățământ. Pachetul social cu care a venit guvernul vă mulțumește? Nu, este și prea puțin și prea târziu și proscroit și mai e și mincinos pe alocuri. E puțin pentru că, de fapt, guvernul încasează foarte mulți bani în aceste luni din inflație. A crescut prețul pachetului de un TVA-ul de 19%, înseamnă că e mai mare, că se aplică pe o sumă mai mare și guvernul ia mai mulți pentru tot untul care se vinde în România, ia mai mulți bani decât lua acum un an. La fel pe carburant și acum guvernul primește foarte mulți bani suplimentari. Dar în loc să scadă taxele pe carburant și pe energie, TVA-ul de la 19% la 5%, cum a propus USR prin proiect de lege, formal, apropo de proiecte de lege depuse în Parlament în octombrie, aleg din toți acești bani extra pe care îi primesc la buget să arunce înapoi firimituri. E târziu, pentru că dacă luăm măsurile astea din timp cu scăderea TVA-ului la energie și la carburant, puteam să domolim inflația, pentru că prețul carburantului se vede peste tot. E prost făcut, dacă ne uităm la măsurile din acest pachet, salariul minim, e vorba de 200 de lei. Noi am propus să fie scutiți primii 200 de lei ai oricărui salariu de taxe. Domnilor, introduc măsura asta pentru cei care sunt până la exact salariu minim. Deci dacă ai salariu minim plus un leu, dintr-o dată te consideră un om care nu are nevoie de această scutire. Măsura ar trebui introdusă progresiv cu praguri. O anumită cotă până la un prag și una superioară. O chestiune care se regăsește și în acea plafonare pe energie. Dacă anul trecut ai avut consum până în 100 de kW în medie, intri la un preț, dacă ai avut 101, care nu înseamnă nimic, 12 kW în plus pe 2021 și e tot consumul unei gospodării foarte mici, zona de populație cu venituri mici, dintr-o dată vei plăti pe tot ce consume anul ăsta mult mai mult. Se pare că cineva în guvern nu înțelege cum se aplică un sistem de praguri, apropo de zona de competență, iar când vorbesc de mincinos, a patra caracteristică a acestui pachet, mă refer la faptul că au spus că se poate deconta jumătate din sumă din fonduri europene, acele vouchere, și a fost demonstrată chiar de colegi din presă
a fost o investigație pe... Semnată de Cristian Andrei în de Europa. De Cristian Andrei, care a spus ce a spus și Cristi Ghinea, a fost ministru al fondurilor europene și de altfel și ministrul Dan Vâlceanu, până recent ministru, dar până la urmă actualul ministru Marcel Boloș, și a fost nevoit să recunoască că erau soluții fanteziste. Că acei 50 de euro pe care românii cu venituri mici ar urma să-i primească o dată la două luni. Da, exact. Adică deci nu au acoperire bugetară. Nu au acoperire bugetară și au spus că va fi din fonduri europene nefolosite. Nu există. Că se va face Comisia Europeană. Nu există acordul Comisiei Europeană. Programele pentru 2021-2027 sunt deja negociate. Probabil va cădea tot pe bugetul de stat. Deci este un pachet prin care Ciolacu să, care cumva văd că ia și fața guvernului, domnul Ciucă stă acolo mai în dreapta, să spună am dat. Ăsta este modelul pe care îl propune PSD-ul permanent. Ia cu 10 mâini de la populație și mai aruncă câte ceva înapoi așa. Spune, uitați ce am făcut noi. În loc să lase oamenilor bani, ăsta e modelul liberal. Bun, eu nu sunt de acord nici cu soluțiile dumneavoastră de reducerea TVA și a accizei. De ce? Pentru că orice reducere înseamnă, de fapt, o subvenție oferită de stat altor oameni. Spre exemplu, de ce să subvenționez eu din banii mei care contribui la bugetul de stat faptul că un mare om de afaceri are 2 mașini sau 5 mașini în curte și trebuie să pună mai multă benzină? Sau un alt cetățean ține becul aprins de dimineață până seara, chiar și noaptea, și atunci el să primească o scutire de la stat. De ce? Vedeți, carburantul intră în prețul tuturor produselor. Untul ăla de care vorbeam are în el o componentă de transport. De acord. Și atunci haideți să le acordăm transportatorilor facilități. Și de energie. Și au spus experții economici că o mare parte din puseul actual inflațiunii vine din zona prețurilor de energie. E aproape dominantă. Și atunci dacă vrei să domolești acolo și să ajuți și populația, acolo ar fi la sursă, e cel mai bine să intervii clar, simplu, cu o singură măsură, această scădere de la 19% la 5% pe care au introdus-o foarte multe state. Prin menținerea TVA-ului la acest nivel crescut, statul încasează mult mai mult, după care zice, și acum facem niște programe în care vă aruncăm de ajutor social. Da, un pic înapoi. Și alea proscroite, cum spuneam. Credeți că PNL și PSD vor avea o candidatură comună la alegerile parlamentare sau prezidențiale în 2024? Ăsta este scenariul pe care l-auzim și noi, care se conturează. De aia spuneam că e un singur bloc acum. Visează așa cumva să rămână la putere până în 2028, până în... Au mari șanse. Se visează un soi de Fidesz românesc, partidul lui Victor Orban, că vorbeam de iliberalism, sau partidul Limexic, care a fost 10 de ani la guvernare. Nu se va întâmpla asta, pentru că noi vom lupta să nu se întâmple. De-aia am spus că sunt două alternative. Sunteți conștient că dumneavoastră, ca să opriți acest scenariu, trebuie să câștigați fie alegerile parlamentare, fie alegerile prezidențiale. Deci trebuie să bateți și PNL și PSD, sau și candidatul PSD și candidatul PNL. Să vedem dacă vor rămâne fix în acest setup, așa cum sunt acum, pentru că din câte știu eu și sunt foarte mulți oameni și din PNL, câțiva și din PSD, care nu sunt foarte mulțumiți de politica asta cu epoleți, care nu se mai simt reprezentați, dar deocamdată tac. Și credeți că o să se rupă de acolo și o să facă un alt partid? Politica ne arată multe, dacă ne uităm în anii din urmă, și în mod sigur vom putea construi. Există mitul ăsta, că USR e singur cumva pe scena politică. Noi lucrăm foarte bine și am lucrat cu mulți oameni politici. Am avut o relație excepțională ca ministrul al transporturilor, cu domnul Bolojan, cu alți oameni din alte partide. Deci nu suntem undeva la marginea politicii, suntem chiar în centru și pe măsură ce oamenii se conving din ce în ce mai mult că guvernarea asta militaro-socialistă ne duce către faliment și către regres democratic, într-o zonă în care nu vrem să fim, eu cred că valoarea alternativei pe care o propunem, care e certă, va fi vizibilă pentru din ce în ce mai mulți oameni. Dacă veți fi președintele USR la alegerile din 2024 și partidul nu va ajunge la guvernare, veți demisiona? Iarăși mă pune să anticipăm ceva care e cu mult timp înainte. Eu nu mă văd veșnic în poziția asta. O exercit cât de bine pot acum și încerc să duc partidul într-o direcție, ceea ce cred că trebuie să fie un lider. Construcțiile în politică nu sunt neapărat pentru anul următor. Asta e obișnuința în politica asta veche. Mai tragem un alt de un PMP, un PPUSL, un... mai spuneți, Forța Națională, PRU, câte construcții noi, tot felul de construcții care apar. Noi nu mai suntem un fenomen, suntem o instituție și e de fapt o schemă care s-a văzut în mai multe țări europene. O explic foarte simplu. Partidul din zona fost populară conservatoare, Partidul Socialist, care a ajuns și împreună la putere în multe țări, și Alternativa Liberală. O să vedeți că liberalii au fost câteodată mai 4 ani sau 8 ani în opoziție, după care au guvernat foarte mulți ani și multe din partidele acelea au dispărut. În
Franța, chiar partidele care erau cele doi, da, au dispărut complet. Adică acum se roagă de alegători că n-au trecut pragul să contribuie să facă chetă, să le plătească cheltuielile de campanie. Și ceea ce a reușit USR, 40 de parlamentari în 2016, 80 dublare pentru 2020, văzut în toată Europa ca o performanță. Eu vreau să mergem tot în sus și să dăm guvernarea în 2024. Domnule Drulă, există și un scandal acum pe Facebook între Cristian Ghinea și Valeriu Nicolae. Cristian Ghinea l-acuză pe Valeriu Nicolae de compromat la adresa USR. Credeți că ce face Valeriu Nicolae cu dezvăluirile sale, cu analizele sale, greșește sau mai degrabă vă ajută să renunțați, să dați afară impostorii din USR? Cred că e o fraudă la mijloc. E o fraudă? Da. Este un cuvânt fraudă. Puternic. Da, e un cuvânt puternic. Domnul Valeriu Nicolae este un competitor politic. Nu efectiv. Este. A fost la alegerile parlamentare ca independent. Sigur. Dar ceea acum ce nu mai este. Un competitor politic. Adică oamenii puteau vota pentru USR, pentru USR Plus, sau puteau vota pentru Valeriu deci Nicolae. Deci pentru USR, Valeriu Nicolae este un competitor politic. Dumnealui se poziționează ca un competitor politic. Probabil vrea să-și facă și un partid. Nu știu, asta eu tot aștept să-l facă odată. Adică pentru că asta e o formă mult mai legitimă. Unde intervine frauda? Frauda intervine că se prezintă în public ca un fel de insider USR. Adică ca și cum vorbește o voce, un avertizor de integritate din USR. Păi, nu este. A fost. A fost pentru foarte scurt timp în plus și a dat demisia, ca din multe alte locuri din care și-a dat demisia. Și apoi vine și aruncă cu lucruri, despre mine a spus lucruri foarte false, de exemplu, nu știu, că provin dintr-o familie extrem de bogată. Deci zice așa că venim din familia Rothschild, din anii 90, eram un copil căruia, nu știu, am reușit o rudă din fugit în străinătate să-mi iau un calculator, socoteam salariul cu părinții de la, sau mă rog, mama, ca să ne ajungă de la lună la lună. Am trăit vremurile alea tulburi la fel, tot ce am făcut ulterior, sau că m-a trimis tata în Canada. Eu am fost olimpic 4 ani la informatică și am luat premiu, de 2 ori premiu întâi pe țară și în 99 am primit o bursă din partea statului canadian, taică mă nici n-a știut că eu aplic la facultate, la Universitatea din Toronto, unde am studiat cu această bursă, bine, și am spus că m-a trimis tata părea și ceva între Rothschild și nu știu ce în poveștile Valeriu Nicolae. Asta explicit o calomnie. Pentru că mie îmi creează un trecut alternativ, altul decât ăla de, eu știu, copil crescut la bloc, între oameni normal, cu experiențe de ce înseamnă și greutăți, cu o carieră făcută doar de către mine. De ce nu-l invitați în partid? Dar a fost în partid, este un om care și-a făcut o platformă din două lucruri. Unu, două fraude. Una, că ar fi un insider al USR care spune lucrurile, nu e un insider, e un competitor politic. Și al doilea, de instanță morală. Au mai fost niște încercări de astea. Asta alunecă foarte ușor către iacobinism, când încep să spun, deci Zahman e bun, sau poate nu mai e bun, depinde dacă mă supără pe mine, fac liste, unii sunt buni, unii sunt răi, și am auzit o formulare, am fost întrebat într-o emisiune, domnul Valeriu Nicolae, a cărui probitate morală este dincolo de dubiu. Ca ce? E Maica Tereza? Adică cine are probitate morală dincolo de dubiu? Omul are o agendă proprie în care are un cui cu conducerea și cu o parte din USR, cu oameni care la un moment dat a fost coleg, nu știu, în guvernul tehnocrat, de unde și-a dat și de acolo demisia și prezintă această variantă alternativă. Acum, păi, mă interesează mai puțin. Eu mă concentrez pe ce am de făcut în lupta cu... Dar am vrut să explic acest... Mă bucur că mi-ați dat ocazia asta, pentru că niște lucruri rămase fără răspuns rămân... Domnule Drulă, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Am ajuns la final, însă foarte scurt vă întreb una din două. Trotineta sau bicicleta? Alegeți. Scurt. Trotineta. Highway to Hell sau drumurile noastre toate? Drumurile noastre toate. Klaus Iohannis sau Florin Câțu? Niciunul. Sarmale sau burger? Sarmale. Patriarhul Kiril sau înalt preasfințitul Teodosie? Al nostru. FIFA 98 sau Counter-Strike? FIFA 98. Jeff Bezos sau Elon Musk? Cred că Bezos. Colegiul Național de Apărare sau Școala Vieții? Școala Vieții mai degrabă decât chestia înaltă. Traian Băsescu sau Elena Udrea? Băsescu. SUA sau Canada? Canada. Atât pentru prima parte. Vă mulțumesc, domnule Drulă, încă o dată pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Insider Politic. După pauză, scriitorul Mircea Dinescu povestește cum așteptau miniștrii la ușa Elenei Udrea, probabil fără să știe că mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Revenim.